Două echipaje de pompieri au participat astăzi la fața județeană a concursurilor profesionale a serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. Competiția s-a desfășurat pe stadionul municipal, echipajele participante având de trecut mai multe probe. Pe locuri! Fiți gata? Start! Astăzi, 12 iunie 2014, la stadionul municipal Zalău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj a organizat și desfășurat etapa județeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. La acest concurs au înscris 3 echipaje ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență, și anume ale comunelor Sărmășag, Boghi și Crazna, și 6 echipaje ale serviciilor private pentru situații de urgență a unor operatori economici din județul Sălaj. Concursul constă în 3 probe: pista cu obstacole pe 100 de metri, ștafeta 4x100 de metri și realizarea dispozitivului de intervenție. La finalul competiției, participanții au fost răsplătiți cu diplome și premii. Trebuie spus de asemenea că pompierii voluntari și cei ai serviciilor private, clasați pe primul loc la acest concurs, vor reprezenta Sălajul la faza interjudețeană ce se va desfășura la satul mare.